Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Hunedoara a continuat verificarea modului de respectare a legislației în vigoare de către magazinele de tip supermarket care își desfășoară activitatea pe raza județului Hunedoara. De data aceasta au fost controlate 14 unități Penny și hipermarketul Oșan. Controlele s-au soldat cu zeci de amenzi de sute de mii de lei, oprirea definitivă de la comercializare și distrugerea unor produse neconforme, precum și oprirea temporară de la comercializarea unor produse până la înlătura deficiențelor. Reprezentanții instituției de control spun că pe lângă legume și fructe care prezentau modificări ale aspectului, consistenței, culorii sau cu urme de mucegai, ambalaje deformate, nesigure, devidate, rupte sau diferențe în minus la gramaj, s-a mai descoperit că la unele unități verificate la linia de servire a mesei, temperaturile de păstrare și expunere de 60 de grade sunt sub limitele admise, fapt ce reprezintă un potențial pericol pentru sănătate. Clienților. Unele magazine de acest tip au o anumită zonă de alimentație publică unde se poate servi masa caldă. Ei, în această zonă, preparatele culinare care sunt expuse și păstrate pentru a fi comercializate trebuie să respecte anumite temperaturi impuse de către legislația și normele sanitare. Vreau să vă spun că masa caldă trebuie să aibă o temperatură de minim 60 de grade pentru ca acele produse să rămână sigure pentru consumatori. Ei bine, constatând și luând temperatura, așa cu ghilimelele de rigoare, acele produse comercializate, am constatat diferențe în minus sau nerespectarea acestor norme tehnice de tip sanitar. Nici etichetele colorate menite să atragă clientul cu prețuri promoționale nu sunt legale. Spre exemplu, sunt produse care se vând cu card de fidelitate pentru consumatori. Ei, legea impune clar că nu trebuie să existe o diferență a etichetei colorată într-un alt fel decât cea normală. Găsim etichete roșii, galbene, care atrag atenția consumatorului și induc un anumit mod de a face tranzacția, de cumpărare. Acestea sunt interzise. Sancțiunile aplicate nu sunt deloc de neglijat. Vreau să vă spun că am aplicat 43 de amenzi în valoare totală de 367.000 de lei, o sumă destul de mare în opinia mea, iar toate produsele care le-am identificat ca fiind neconforme în aceste situații, le-am oprit definitiv și le-am retras de la comercializare. Fie că au fost produse alimentare, fie că au fost produse de alt. De asemenea, pentru toate acele deficiențe de informare ale consumatorului, am dat măsura de oprire temporară a celor produse până la intrarea în legalitate și la remedierea acelor deficiențe. Și aici am găsit produse și am oprit temporar produse în valoare aproximativă de 1.800 de lei. Controlele vor continua, mai ales că vin sărbătorile de sfârșit de an, dar și consumatorii trebuie să fie atenți la aspectul, prețul și informațiile produselor de pe raft. Pe viitor sfătuiesc consumatorii, în primul rând, să fie atenți la ceea ce cumpără. Acest sfat îl dau permanent, de câte ori am ocazia. Adică, haideți să ne uităm un pic pe eticheta produsului. Să se cumpărăm și să acționăm produse care ne fac bine, care a căror ingrediente le cunoaștem. E bine să citim. Toate produsele alimentare au pe eticheta produsului acele ingrediente din care este compus acel produs. Haideți să vedem un pic, să evităm cumpărările, o să vină sărbătorile de iarnă. Haideți să evităm cumpărăturile la operatori economici neautorizați, care sunt la colț de stradă și care poate ne atrag în acel moment prin prețul mai mic al produsului. Dar vă spun, produsele acestea le considerăm nesigure noi.